Ana, 5 minute după ce a sărutat-o pe Maria, Antonio era pe ringul de dans cu Giulia. Iar atmosfera parcă se încingea din ce în ce mai tare. Când eram pe ringul de dans, mi-a venit toată să te sărut și știu că și ai fi stat. Eu aș fi stat, tu e sigur. 100%. E greu din două motive, că sunt prieten cu Zain și tu ești în curtea de eliminare. Vin la Oradea. S-a rezolvat problema. Oricum vin la Oradea. A doua zi după marea întâmplare, cei doi își ofereau reciproc asigurări că nu au făcut nimic greșit. Deci pe mine chiar nu mă interesează de nimeni din casa asta. Că vorbești așa, dar pe mine mă interesează de mine dacă se simte presiunea. Pe mine mă interesează de Zain și vreau să fie, eu l-am simțit apropiat, foarte apropiat față de mine, dar eu nu l-am simțit pe el să fie gen în direcția ta, în vreun fel, la genul ăla. Am zis că a încercat, nu, la cum i-a făcut el. A avut sentimente. Nu cred că e chestia asta. Sentimentele pot fi oricare. De ce e numai iubirea ca și sentiment? Da, ce, că ți place? Da, da, că ți-e drag de el. De ce neapărat este numai iubire? Păi și dacă nu merge? Nu merge, ți-a spus, nu cred că o condamnă pe ea. Da, și pe mine mă condamnă, nici către mine se uită, pe mine nu mă interesează că se uite la mine sau nu. La mine chestia aia, nu cred că îi spuneam, gen așteptam să văd ce se întâmplă la vot și după aia aș fi spus. Pentru că îmi bag singur bețe în roate cu decizia asta, cum ar veni. Eu și aș știa și am și zis, chiar dacă nu vorbeam nimic, sigur ne căutam afară. Într-un fel și asta îmi place, că nu mă interesează prea mult de ce zice lumea și nici nu judecă atât de mult. Mă ținte melodia aia cu, e prietenă cu tine până ți-a bărbat. Da, ce urât! Eu vreau înghețată de mine. Singurul regret al lui Antonio era că poate s-a grăbit un pic prea mult. Încă nu pot să-mi dau seama din niște lucruri, dar nu m-am spus. Nu știi care e greșeala mea, că eu mâncând trepede. Și la parte când eram și așa, am făcut un exces de zel oarecum în direcția asta. Eu normal aș mai fi așteptat ce am și zis. Și că crezi că dureze asta așa cum tu știi tu pe tine? Nu știu, nici asta nu pot să promit că o să dureze, dar sunt aici să încerc, nu? Dar cum se face cu toate părerile tale despre Giulia? Care părere? Ce ziceai tu despre ea? La început. Păi și ce ziceai, ți-am dat? Ia, ziceam. Nu, mă știu, zile tu. Nu mai știu. I-am zis că nu se potrivește cu trei, că nu vrea pe niciunul, nu merge în nicio direcție și că îi place tipul ăla de bad boy și dacă aș vrea, aș putea să fiu cu el. Nu știu, și eu odată mă uitam așa în live și parcă mi se părea gen că zâmbește mai frumos, că râde mai frumos. A fost așa o chestie, nu știu să explic. Și cu Anemona ce a fost? Cu Anemona mi-am dat seama că dacă nu vorbește, nu mă interesează, adică fizic cel puțin nu. Eu cred că dacă aș fi fost cu Anemona, ar fi fost mereu o luptă pentru supremație. Bun. Tu de ce ești supărat pe mine? Eu am încercat să găsesc motivele și... Tu ai ales calea cea mai ușoară? Nu știu dacă e cea mai ușoară cale, că nici cu Giulia și pe asta zic, nu știu dacă suntem compatibili perfect sau e o chestie care să fie o relație serioasă, dar am simțit să încerc, am făcut-o prea devreme, dar mi-asum, n-am ce să fac. Zi, Giulia, ce te frământă? Nu mă frământă nimic. Vreau doar să vorbesc cu Antonio despre niște lucruri atâta tot. Ai început să-ți pui întrebări? În legătură cu el? Nu, pentru că la capitolul ăsta și așa, chiar nu am îndoieli. Vara trecută am avut o iubită care două săptămâni mi-am mers în continuu. Și am mers și am prezentat-o și la prieteni și ziceam, mamă, ăsta e îndrăgostit, gata, se căsătorește. Au trecut două săptămâni și s-a dus. Eu nu o fac intenționat, eu nu, jur, eu nu pot să fac ceva care nu simt. Pentru că asta e infantilism, știi? Păi da, dacă te-o dată, uite, a mai durat, a mai avut și relații de 3-4 luni care au tot așa au început. Da, o eternitate, 3-4 luni. Păi da, dar totuși a terminat de la că nu ne-am mai înțeles. Ea voia să fac altceva, eu voiam să fac altceva și nu vreau să renunț la viața mea și nici la viața ei. Și de asta termina, nu că n-aș mai fi simțit pentru ea. M-am gândit o săptămână la ea, mi-am întors la programul meu și aia a fost. Gândiți-vă, frate, la toate detaliile, lucrurile mici fac diferența. Vezi să nu ți se bată cap în cap unele din ele. Cum ar fi? Cum ar fi ce scos pe gură cu ce faci? Ca să ajung să iubesc o persoană, știu că la mine durează mult. Eu mă sperii și când văd că oamenii intră atât de deep, cum a fost cu Maria, că de la atât de deep, atât de repede, adică
Mi se pare că tu cauți să te atașezi de cineva, ai nevoie să te atașezi de cineva, nu că cauți o persoană potrivită pentru tine. Nu mi-a picat bine faza aia când a zis că m-am terminat cu Maria și am găsit-o pe Diuli. Da, nu are cum că m-a găsit. Păi așa a sunat, așa a ieșit. Păi și tu pici bine în astea? Întreb și eu. Oricum, dacă nu se întâmpla să zic că acum aș rămâneam în casă, oricum se zicea. Da, eu sunt de acord, dar nici nu-mi place să ieși șifonată. Aici nu, afară da. Și Giulia nu se atașează, nu? Nu știu, pe Giulia o văd mai dezvoltă, o văd mai pe stilul meu, nu știu. Nu știu nici ce va fi cu Giulia, mă atrage fizic, îmi place că, când o văd că râde, îmi place că doar și când înțelege lucrurile și e puțin mai aerian, așa. Are, nu știu, are ceva care mi-a stârnit curiozitatea. Ce? Zi tu dacă dă, zi și tu părerea ta. Ce vrei să zic? Stau o săptămână la dispoziție sau ce să zic? Nu, ce părere ai tu sau de că crezi că te-am mințit cu ceva sau mă comport într-un anumit fel în care... Mai dacă o dai așa, din că la început ți-a plăcut de Giulia, înseamnă ce dracu ai căutat cu Maria și încă ai mai zis din niște vibrații cu anemona, ceea ce n-am mi se pare nimic. N-am zis de vibrații, am zis la masă, băi, da, nu știu. Înseamnă că ce ai făcut, știi? Dacă ai simțit la început pentru Giulia, înseamnă că ai intrat într-o relație în care n-ai simțit nimic, da. Vibrații n-ai simțit nimic. Nu, cu Maria am simțit chestia de conexiune, ți-am zis. Și când am vorbit pe bancă și am simțit așa, din ochi și ziceam că ne înțelegem. Și... Asta a fost primul două zile, dar după v-ați format un cuplu, da, format un cuplu am... cum? Ne simțim. Ne... Sincer, cred că cu Maria și eu am fost influențat foarte mult de scrisori, să zic, să fiu. Și multe, nu numai asta, știi? Bă, tu vrei de fapt să te sărute sau... Adică sunt multe, Giulie. Ce vrei să te mint? Sunt cuvinte băgate în gura ta. Mie nu-mi plac. Că nu... Am pus pres pe detaliile astea. Păi, eu ce vă spun, mamă, mereu? Că ești destul de șifonată, crede-mă. M-am gândit acum în ce situație aș putea să ies așa șifonată. Dacă nu pui piciorul în prag, un bărbat adevărat își asumă toată vina, o ia asupra lui. Mie nu mi s-a părut că s-a întâmplat asta. Păi nu, pentru că s-a gândit prea mult și am să-i spun la relația cu Zen. Și eu am săturat la relația asta cu Zen, să creadă ce vrea și Zen. Ce sentimente să fi fost? N-a fost niciun sentiment. Giulia avea însă unele îndoieli, mai ales în privința viitorului lor, în caz că ea va fi eliminată vineri. La ce te gândești? Okay. Ai mai zis și aia cu sucul, că dacă nu bereai prea mult suc, nu veni la mine. Așa... Păi nu făceam, pentru că știam cum se vede, adică oricum se vede super aiurea. Mă mir că a ieșit atât de, adică mi se pare că am trecut de ziua de azi. Și ce făceai? Așteptam să văd dacă erai în cursa da, de dimineață. Da, și după? Și după începeam să vorbesc cu tine, nu... Săream să te sărut direct, nu mai făceam un dans, dar nu dansam toată noaptea în continuu cu tine. Adică încercam să iau cu pași mai mici ca să nu se vadă în modul ăla. Așa pare că i-am furat iubita lui Zain. Și de-aia zic, pare cum trebuie să nu șocăm lumea de tot. Dar să găsim un loc unde să ne ascundem. Tu ce ai de gând? Eu din exact prietenie pentru Zain. Nici nu o să mă mai uit la tine. A fost o greșeală. Am vrut să țin. Ce crezi? O să... Nu, o să facă continuare ce simt, îți dai seama. Păi da, dar dacă eu ies vineri? Păi, nu știu, acolo e... Acolo e, la asta mă gândeam. Eu știu ce să zic, dar te ascult pe tine prima dată. Ce să zici? Păi îți dai seama că eu aș vrea să rămâi în casă, nu? Bun, dar dacă plec? Păi dacă pleci, țin ce vrei tu să faci după. Eu rămân aici până... Da, yes. Și rămâi aici acum. Cum? Între fetele singure nu mă supor niciodată. Și dacă intră alta? Dacă intră alta, nu știu. Și dacă tu afară îți găsești pe cineva? Eu te aștept pe cine până când ieși. Eu oricum vin la Oradea, ți-am zis. Păi stai, e una să vii la Oradea și una să-ți dorești să, dacă eu ies ca între noi, să fie ceva și afară. Da, tu ție-ți place de mine, dar noi cât am stat împreună, nici nu s-a format ceva serios între noi, adică oricât încredere am vrea să ne dea unul altul, acum vorbim realist. Iar doamna Loredana dădea un verdict brutal de sincer. Eu nu cred în relația lor. Și eu la fel. El nu e serios. Și plus asta a zis ea vrea cu chimia. Atracție între ei, fizică, o fi, nu zic că nu. Și eu la fel. Dar mai mult atât. Tante, doamna Loredana și cu Irina. Bună ziua! Foarte interesante, dar de ce? Ia să vedem. Chiar mă gândeam pe timpul materialului. Mm.
Pentru prima dată în viață sunt de acord cu Irina. Asta da, simt. Vedeți că s-ar putea ca Irina să aibă alte motive, alte de motive în acest demers. Nu, eu am fost de acord. De ce vă pați așa de mult de Giulia? Pentru că țin la ea, m-am luat așa de ea. Nu știu, poate mama ei ar sfătui eu altfel. Mă gândesc. Da, nu știu ce părere are mama ei. Dar nu cred că am sfătuit-o de rău. Mie mi se pare că Antonio îi place jocul cu ceririi. Îi place jocul până la un punct. Dar cu zei nu vedea? Apoi se plictisește. Nu. Nu vedeți cu nimeni, deci. Nu, am vorbit cu mama. Poți încerca și poți, păi, poți demonstra că nu e așa. Nu, dar nu vreau să demonstrez. Eu nu asta încerc. Eu am simțit ceva pentru Giulia, sunt aici, de-aia sunt aici să încerc. Și o să încercăm chestia asta. S-a văzut puțin. Ideea e că și Giulia a simțit de la început, dar că s-a vrut. Da. Deci să nu uităm și chestia și nu, deci chimia. Și mi-a zis mama că nu mă vede nici așa, nici așa. Da. Da, acum... Și din lui, tu pentru că el a intrat pentru Giulia. El a intrat pentru Giulia. Acum, scopul acestei emisiuni nu e ca niște oameni care se plac să încerce? Și dacă iese, nu, și dacă nu. Da, nimeni, asta e, că dacă nu a zis nimeni că poate să ajungem la căsătorie sau așa, doar încercăm. Și Irina, nu e așa că și dacă vin 100 de fete, niciuna nu o să fie potrivită pentru Antonio? Nu, eu cred că se potrivesc, dar așa, eu oarecum din toate astea... O întrebare retorică. Eu oarecum din toate ecuația asta, mi se pare că Antonio este judecat un pic și prea mult. Dar nu iar eu oricum, orice părere din partea celorlalți în legătură cu Antonio, eu accept, dar eu consider să aleg să-l cunosc eu și să îmi dai eu seama despre el. Dar care e părerea ta despre Antonio? Mie îmi place Antonio și ca și caracter eu chiar rezonăm foarte mult și chiar simt și când vorbesc cu el că mă înțelege și am nevoie de așa ceva ca omul să mă înțeleagă, nu să stau 7 ore să-mi dau seama dacă chiar m-a înțeles. Și aici nu vreau să pare referire la Zen. A fost o... Zen, dar acum stai un pic, că vreau să închid și acolo o treabă. Tu, nu am nicio treabă. Nu, dar tu te-ai fi văzut într-o relație cu Giulia? Așa ai încercat. Am încercat și nu merge. Nu, corect. Da. Maria. Aici. Așa. La rece, poți să judeci la rece situația? Da, clar, n-am avut 2 copii cu Antonio și 10 așa. Ani în spate. Te-ai fi văzut într-o relație care să reziste cu Antonio? Nu cred. Ok. Toată lumea e fericită. Suntem supărați. Da, nu știu cum să rezolvăm cu doamna Loredana și cu Irina. Aici e problema. Lăsați-i. Asta nu se rezolvă niciodată. Ce, Dani, zi? Eu încercam să fac pace între ele, erau prieteni. Erau prieteni. Da, cum e aia, gândim la fel, simțim la fel. Da. Tu ce vrei despre Giulia? Ca să închid și aici cu aceeași întrebare. Pe mine m-a atras de la început, dar pentru că nu... Adică tu ai intrat pentru ea, ce da, că te-a atras de la da, început? Păi când ai văzut o fată la televizor? Era ultima concurentă intrată, ea era în cunoaștere cu Roberto atunci când am intrat. Oarecum nici n-am făcut atunci că am zis Giulia, când a zis doamna Viorica. Giulia, Roberto era... Ce ai zis? Și am zis, băi, nu știam că sunteți într-o cunoaștere sau ceva. Și după aia m-am îndreptat. După ce au terminat, m-am îndreptat spre Giulia. Zice ce doamna Viorica acolo. Bine, hai să ieșim. Să ieșim din emisie, că ne vedem și mâine.